Astăzi a fost celebrată și în municipiul Drobeta Turnu Severin Ziua Dunării. La pavilionul multifuncțional din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier a fost susținut un colocviu dedicat principalului fluviu european. După cum știți, încă din 1994, țările riverane, sub auspiciile Comisiei Internaționale de Protecție a Fluviului Dunării, au semnat un act, o convenție, este vorba de convenția pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea. Muzeul Regiunii Porților de Fier a organizat la sediul pavilionului multifuncțional colocviul interactiv Peisaje Danubiene. La propunerea țărilor dunărene și sub auspiciile Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea, s-a semnat în 29 iunie 1994 la Sofia convenția privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea. La acest eveniment au fost invitați reprezentanții instituțiilor de cultură, Biblioteca Județeană I.G. Bibicescu, Centrul Cultural Nikita Stănescu. Sărbătorirea aceasta are rolul de a trage semnale de alarmă pentru protecția, dar și pentru utilizarea durabilă a resurselor fluviului Dunărea. Noi, muzeul, am fost printre primii organizatori județul Mehedinți, chiar în 1994. Am organizat o acțiune amplă împreună cu Serviciul de Gestionare a Apelor din toată regiunea. Iar de atunci, aproape în fiecare an, sigur cu excepția condițiilor pandemice, am organizat câte o activitate legată de Dunăre în funcție de tema pe care această comisie internațională a fluviului Dunărea o lansează în fiecare an. Dunărea este principalul fluviu european care aduce numeroase beneficii economice țărilor riverane și împreună cu afluenții săi formează unul dintre cele mai importante sisteme acvatice din Europa. Bazinul hidrografic al Dunării joacă un rol important în contextul politic, social, economic și cultural pentru dezvoltarea Europei Centrale și de Sud-Est. Am ales o temă legată de flora și vegetația zonelor riverane Dunării în arealul Parcului Natural Porțile de Fier, o zonă care a fost intens studiată încă din secolul XIX, iar luxurianța floristică a versanților dunăreni a atras atenția din cele mai vechi timpuri a celor interesați în studiul acestor particularități fitosociologice, fitogeografice ale acestui teritoriu. Dunărea înseamnă viață, energie, hrană, apă, transport și recreere. Este o legătură comercială de-a lungul Europei și o forță unificatoare între culturi, limbi și civilizații. Expunerile tematice privind fluviul Dunărea prezentate în timpul colocviului au adus în prim plan cele mai pitorești peisaje de-a lungul Dunării din zona aferentă județului Mehedinți. Paronihia Cefalotes aceasta o întâlnim doar în două puncte, în echilorul Porțe de Fier, undeva la schela Cladovei, pe niște povârnișuri, dar și la Tisovița, unde se prezentă în exemplare foarte, foarte puține. Ca și efect de distanța pe care o întâlnim doar acest cârcel, doar pe Valea Oglenicului. Mărarul porților de fier este iar o altă specie care contribuie la fitogeneza florei din definiul Porțe de Fier. Este o plantă deosebit de spectaculoasă. Ea se întâlnește doar în zona viaductelor Virul Mare, Virul Mic și fața Virului. Fiind una dintre cele mai importante comori naturale ale Europei, dar și printre cele mai vulnerabile, al doilea fluviu ca lungime de pe continent după Volga și important drum comercial, Dunărea reunește în bazinul său peste 83 de milioane de locuitori.